Să ne onoreze și astăzi cu câteva gânduri despre această manifestare cultural-artistică a localității. Poftim, domnule. În primul rând, bună ziua la toată lumea. Mă bucur că am ajuns și la 5-a ediție a simpozionului ce se află prin Meleagurile Roșieștene. Este o bucurie și o mândrie din partea noastră să putem găzdui invitații de seamă a județului și nu numai a județului, că primăria împreună cu Consiliul Local s-a străduit ca să asigure desfășurarea acestui simpozion în condiții normale, în condiții bune și după cum este tradiția, zic că când vii într-o casă, măcar cu fărmătura în bar, dacă ești și tot te simți mulțumit. Noi am încercat, ca de fiecare dată, să ne pregătim, să vă primim în mijlocul nostru cu stimă și bucurie. Eu mai mult am să mă mai informez la colegii mei despre acest simpozion. Trebuie să mă scuzați că știți ce înseamnă sărbătoarea satului pentru un primar. Trebuie să mă duc și eu să mă schimb că mai avem unele manifestații și scene, așa că așa de seamă. Și totdeauna când aveți de gând să organizați ceva,
Să știți că aveți tot sprijinul, așa cum se locat ca primarului în persoană. Țin să mulțumesc în mod deosebit domnului profesor Onel și domnului director pentru strădania și pentru efortul care l-au făcut, într-adevăr, s-au zbătut. Iar un regret să am voi aici, fost director și actual director, mă uit în sală și nu văd decât unele foste cadre didactice, acum pensionare, ar trebui și în mod deosebit să spun așa cum primăria a avut totdeauna în grijă educația și acele decontări, putea și navetiștii noștri, Vărlar și din lumea sunt, putea să sacrifice două ore ca să fim la acest simpozion, deoarece nu este un simpozion pentru primare, este un simpozion de cultură și toată lumea are de învățat. Deci ăsta este reproșul meu asupra cadrelor didactice. Iar eu, dacă eu am fost destul de înțelegător și atât pe perioada lui domnul Moraru, atât pe perioada lui domnul Onel, atât pe perioada acum al lui domnul Sava, am fost alături totdeauna și am sprijinit școala cu ce am putut. Eu vă doresc sănătate. O identificare a faptului că ne este mereu aproape în organizarea astfel de manifestări, atât la Rușiești, cât și în satele componente. Era un an. Permiteți-ne să salutăm prezența domnului profesor Valeriu Caragață, de la Consiliul Județean Vaslui. Un gând despre colaborarea la această revistă, pentru că numărul 150 o să fie un număr mai deosebit. Așa că, din această rugăminte, și aștept un timp să lăsească la tipografie, la redacție revistei, la Pârlat, pe adresa din, pe care o știți și dumneavoastră, câte o scurtă părere despre apariția acestei reviste, despre evoluția ei de-a lungul timpului. Astăzi vom veni cu un material despre cercetările arheologice neolitice din cadrul culturii spăicani Ardeni, de la Pădreni, cercetări la care am participat mai multe etape, mai mulți ani la rând, și a căror rezultate o să vi le prezinte domnul Aniversar. Să prezentăm suma cercetărilor pe care echipa pe care o aveți în față le-a făcut timp de aproape 10 ani de zile pe teritoriul comunei Roșiești, mai exact în punctul Codreni, comuna Roșiești. Asta și pentru că cei care l-au cercetat proveneau fie de la Vârlat, fie de la Vaslui. Dar ceea ce este cel mai important este că ambele instituții de cultură sunt sprijinite și coordonate de către Consiliul Județean Vaslui, instituția Talon, care iată că ne ajută în definirea istoriei, culturii și civilizației artistice din localitățile județului. Vă rog, domnul profesor, veniți cu mine. Sigur. În fapt, n-aș fi dorit foarte mult să mi se dea cuvântul, dar am avut, vă spun la modul personal, am avut în balanță, ca să zic așa, la Lipovăț Festivalul de Fanfare și aici la Roșiești o sărbătoare. N-am venit pentru prima oară în comuna Roșiești, dar am, dincolo de multitudinea sau atractivitatea Festivalului de Fanfare, am ales să fiu aici, de aia am dat zor să ajung aici alături de dumneavoastră. Considerând că un reprezentant al Consiliului Județean să fie aici în acest cadru de sărbătoare. Eu, dincolo de faptul că sunt un orășean jet-be-jet, întotdeauna am apreciat că există o cultură, o preocupare, oameni care întotdeauna au fost preocupați și care au scos în evidență aceste valori rurale. De altfel, la Roșiești, așa cum de altfel s-a și văzut, este un bazin de cultură, de istorie, de tradiție și aș mai adăuga eu un bazin de oameni gospodari.
Aș vrea să, dacă mi s-a oferit această ocazie, să vă adresez salutul conducerii Consiliului Județean și să vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră științifică. Lui, el aparține domeniului umanioarelor, face o geografie umană extraordinară în județul Vaslui și pentru aceasta încă o dată mii de mulțumiri pentru faptul că este prezent în această Duminica Rosariilor alături de niște oameni care încearcă și zic eu reușesc de fiecare dată să scoată ceea ce este mai valoros din umanitatea locurilor județului Vaslui și mai ales din cultura și civilizația sa. Zic că mă simt mult mai apropiat pentru că sunt din calitatea și de cadru didactic, de profesor. Am vrut să fac aceste completare. Da, am precizat că sunt profesor. Da, dați-mi voie să dăm cuvântul domnului director al școlii din Roșieș, profesorul Eugen Sava, unul din oameni care se preocupă de mult timp de tot ceea ce înseamnă civilizația locală. De data aceasta, domnia sa a ales să scoată în evidență istoricul și evoluția școlilor din Codreni și Roșiești. Vă rog, domnule director, dar veniți aici lângă noi. De asta e locul acela, ca să vă vadă lumea. Vă rog să stați și jos, cel mai bine. Vrea să gândiți simpozionul și ca un fel de întâlnire amicală și chiar colegială și chiar ca o șezătoare. Vă rog. În primul rând, în calitate de organizator al de domnul profesor Onel, a ediției, hai să spunem, aniversarea a 5-a din seria de manifestări culturale a acestui locaș, a acestei localități, care este, de fapt, menit să scoată în evidență și preocupările noastre și ale dumneavoastră. Sunteți totdeauna bine veniți cu orice sugestii, cu orice comunicări științifice sau considerații ale dumneavoastră. Vreau să mulțumesc dumneavoastră de atât. Noi am recuperat atunci, mi-amintesc că eram în anii 70, 71, 72, când împreună cu domnul Ghenuță Pomăr băteam ogoarele de la Codreni pe care domnul Onel le știe foarte bine. Bine, nu mi-am făcut decât datoria, iar în calitate de director al școlii Gura Ilici am susținut săpăturile arheologice din situl de la Gura Ilici, coordonat de către doamna Alaida, cu care ulterior am intrat în conflict. Și școlile din Gura Ilici, mai puțin și valorizare, dar care nu mai spune modernizare, spune dărâmare. Așa. Pentru că am făcut dotare cu toaletă cum trebuie. Perspective de a se finaliza acele proiecte de care vă pe începute și nefinalizate, va chiar de dărâmare, locuri. Dar revenind la școală și la cultură, dați-mi voie, înainte de a da cuvântul profesorului Ioan Deaconu, să precizez faptul că dumnealui, nu numai că este un membru marcant al Academiei Rurale LANU, dar este și un căutător de tradiție și civilizație a locurilor din Burcani, un om deosebit care de-a lungul deceniilor a colaborat foarte bine cu Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui. Domnia sa a inițiat chiar un muzeu sătesc, a fost director de școală la Vutcan și mai mult decât atât a reușit să editeze câteva numere din revista Vutcan. Dumnealui, ca de fiecare dată, este alături de noi, de tot ceea ce înseamnă cultura locală în județul Vaslui și astăzi ne va vorbi despre istoria de la Dolheni. Vă rog, domnule profesor. Veniți aici. Vă mulțumesc. Haideți aici. Ca să vă știe și oamenii. Mă doresc că... Un om care, iată, mă gândeam că mă vin aseară când mă pregăteam, băi, zic, mă duc să vorbesc acolo. Și mă gândeam că o sală plină cu elevi. Acum trebuie să sesiune. Nu, lăsați că mă sunt foarte bine. Eram la o sesiune de comunicare la Vaslui și era un cetățean la București. Și toți
recunoscută. Și toți din gură, domnul, hai spuneți, lasă, vorbiți voi, la urmă să zic. Păi zice, fiți atenți, la biblioteca Academiei există două monografii ale doi învățători din județul Vaslui. Unul din Vulcan, unul din Vulcan. Asta este numărul de cot, sau mă rușesc. Și că a terminat. Și într-adevăr am simțit. Cred că ar trebui să citim cu atenție lucrările lui Ghibănescu. În legătură cu Dolenii, eu am citit și până am citit, am văzut că Doleni vine de la Dol, unul dintre capitanii descălecătorului Moldovei. Așadar, un om care, dincolo de comunitatea în care locuiește și lucrează, la Fruntișeni, o comună la sud de Bârlad, astăzi ne va vorbi totuși de un moment important din istoria celui de-al doilea război mondial. Este vorba de 22 M-am oprit asupra datei de 22 iulie, data când a fost dat celebrul ordin, ostarul ordon trece sfrutul. Unii istorici consideră că a fost dat pe 20 iunie, alții pe 22 iunie, iar alții mai tineri, probabil că dacă nu-i bagă nimeni în seamă, să bagă singuri, seamă spun că nu a fost dat, că a fost fabricat mai târziu. Ce se impută lui Antonescu? Faptul că a trecut cu trupele dincolo de Nistru. Antonescu fiind un om de arme, un general de carieră, era, pentru el era sigur un lucru. Războiul continuă până când dușmanul este învins. Anumite dai ocazia să se regrupeze, da. Să vină la mai aproape aici, Gheorghe Ivănescu de la Fucan, pentru un are altă civilizație aparte, faptul că aici, în apropiere, este Podul Doamne din timpul domniei regulamentare a lui Mihai Sturza, s-a născut și marele ierarh, cel mai mare ierarh al Bisericii Ortodoxe Românii din spațiul Moldav, și anume Veniamin Costache. Veniamin Costache s-a născut în 1968 la Roșiești, în 86, de aici. Dumnealui a inițiat o monografie a Comunei Roșiești, pe care am înțeles că a lăsat-o ca testament, oarecum, așa pentru finalizat, da, exact. De către domnul director Sava. Da. Domnia sa ne va vorbi despre personalitățile lui Gheorghe Săulescu și Ion Agac. Vă rog. De foarte mult timp, adică întotdeauna, se vorbește în cadrul comunii noastre de Beniamin Costache și de frații Baldasar. Da. Sigur, de astea sunt numele cele mai des întâlnite pe buzele fiecăruia dintre noi. Dar am să dau câtă, eu nu mai am, mi-am pierdut oratorie, deși îmi dați să îmi permiteți ca să știți. Așa. Aș vrea să menționez de la început, fiindcă am fost profesor de geografie, mulți ani. Ne-am așteptat la matale plane, la parte floare, cu tine. Va de urmară zi importantă astăzi în comuna pe care dumneavoastră o coordonați și o conduceți de atâta vreme. Ceea ce noi vă dorim multă vreme înainte, evident. M-a rugat să ne spuneți două vorbe despre ce s-a întâmplat frumos, mai ales despre ce se va întâmpla frumos în comuna dumneavoastră astăzi, de această, cu ocazia acestei sărbători importante. Cu ocazia celei de-a 10-a ediții a festivalului Comunii Roșiești și la cea de-a 5-a ediție a simpozionului datin de pe meleagurile roșieștenii și cu un început de aniversa 50 de ani de căsnicii la familii din Comuna Roșiești, sincer vă spun că am un suflet foarte mulțumit, sunt atât de încântat și de măgulit și nu-mi doresc în viață decât să fiu în slujba cetățeanului cât voi conduce această comună, să fiu înțelegător cu toată lumea
și nu vreau ură, nu vreau răzbunare, nu vreau, știți destul de bine ce am pățit anul trecut cu consiliul local. I-am invitat și anul ăsta, nu vreau să participe la ziua satului, că așa sunt domnii de la PDL care au în suflet ceva injectat de răutate și de alte treburi. Noi nu, noi suntem cu un suflet deschis, suntem primitori, după cum vedeți, simpozionul s-a bucurat de un succes deosebit. Noi am fost atenți, că se spune după datina străbună, domnule, dacă cineva îți intră în curte, o bucată de mămăligă, dacă îi dai și o bucată de ceapă, dar sunt mulțumit că ai fost atent cu el. Apropo de costuri, trăim o vreme când cei mai mulți primari sau cel mai puține primării organizează asemenea manifestări de anvergură. A fost greu? A fost ușor? A băgat primarul de roșie și mâna adânc în buzunarul propriu? În mâna propriu primarul făceam o socoteală cu vicile, este la 10 aniversare și socoteam așa în glumă. Deci fiecare tăiam câte un porc, eu un porc, el un porc, socoteam, făceam o socoteală. Băi, Eugenie, sunt 20 de porci, câte 1000 de lei porcul și erau 20, deci erau 200 de milioane în buzunarul meu și a viciului. Plus că de fiecare aniversare las curtea fără un cucoș, că am pregătit răcituri după cum le-ați gustat și le-ați văzut, pregătim orice. În schimb, avem noroc, ori că eu sunt mai lipicios, ori că faptul că sunt la oietate, avem și sponsori care ne ajută pentru aceasta. Avem Safirul de la Vale, avem Mihail de la Vale, care totdeauna ne-a sponsorizat și cu sume de bani, și cu produse de-a lor, plus produsele de-a noastră. Deci, după cum știți, noi la primărie, pentru asemenea festivitate, nu putem decât să achităm o parte din muzicanți. Restul, tot ce ați văzut, că s-a desfășurat în fața dumneavoastră și s-a așezat la masa dumneavoastră, totul este din propriile producții, a mele, a vicelui și a sponsorilor. Puțină presă până acum. Știți, sunt un om foarte modest, s-a anunțat asta și n-am invitat absolut, deci eu nu-mi place să ies în evidență prin treburile astea. Presa, după cum știți, poate o auzit. Dacă o auzit, să vină, să facă interviu, să-mi facă. N-am invitat absolut pe nimeni, nici o presă n-am invitat pe nimeni. De cine a vrut să vină, este primit și acum în continuare și... Dar cu bucuria că ne-am revăzut într-o zi frumoasă de tot, într-o sărbătoare cu totul splendidă. Vă arătesc cu redactorul șef al ziarului Meridian de Iași, Vaslui și Iată de Bacău. TVV.ro vă mulțumește foarte mult și vă doresc succes pe toate segmentele noastre de viață și activitate și suntem siguri că îl veți avea. Și noi vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. După cum știți, ați spus că ați văzut puțină presă. Și cu dumneavoastră m-am întâlnit instantaneu. Așa este. Și am avut întâmplător. Întâmplător. Și am avut acea discuție și am spus clar, nu m-ați mai întrebat, nu invit pe nimeni. Cine are plăcere să vină, cine nu are plăcere. Iar plăcerea, eu mă simt bine alături de cetățenii mei, alături de comuna mea, după cum vedeți, oamenii. Ați văzut și acea festivitate acum recent în Cămin. Avem 9 familii care au împlinit 50 de ani, deci nunta de aur acum și i-am invitat, le-am făcut o mică atenție, o mică masă. Foarte frumos, și... iar la simpozion aveți atâția cercetători, profesori, oameni de știință, oameni de cultură. Îmi pare rău că de fiecare dată nu pot să iau parte până la sfârșitul simpozionului care este în Comuna Roșești. Știți destul de bine că eu am obligații ca primar pentru organizare, atât pe scenă, atât în asta, și îmi pare rău că n-am putut să particip până la urmă la simpozion. Din carte sunt clip tragic cu autorii ambice nu mi-au văzut numai în roz. Spuneau foarte bine că dacii se luptau între ei, triburile, așa, permanent, așa. Că stăteau aninați de Carpați, așa. Și întreagă carte și-au luat numele de la munții Carpați, așa, carpă înseamnă piatră, stâncă, în niște limbi, așa cum ar fi albaneza sau roman, așa, în Elveția, rămășuțe, prin limbi romane. Deci, așa, e clar că de aici lucrurile eu nu le evoc decât în sensul că întâi au fost munții și după aia carte, bucaie, trib, s-au găsit acolo, așa, zona aproape de Piatra Neamță, zona muntoasă și deși au luat denumirea. Dovadă că
Carpații, ca denumire, este mult mai Să vedem astăzi la șinăpița asta.